Motorina și benzina continuă să se ieftinească potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care a anunțat prețurile la carburanți pentru marți. Mai exact, pe 12 decembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 22 de lei și 97 de bani, cu 13 bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECuri în țară la un preț maxim de 21 de lei și 16 bani per litru, cu 13 bani mai puțin. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 1 lei și 84 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 5 lei și 17 bani per litru în cazul motorinei standard. Potrivit ANRE, începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, prețurile maximale la carburanți au scăzut cumulativ cu peste 3 lei pentru câte un litru de motorină și benzină.